Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Revista Presei. Sunt Adrian Simeon, iată-ne din nou împreună la început de săptămână, în plină campanie electorală, de fapt nu e în plină, că abia a început. Toată lumea se zdrobește să vă promită, să vă spună, să vă aducă marea cu sarea, să vedeți ce bine o să ducem noi de acum înainte. Oricum, nu ne ocupăm de asta în Revista Presei. Avem și un drept la replică pe care o să îl citim. Sună cam așa, drept la replică către Capital TV Studio Teritorial Deva din partea domnului Alin Dumitrana referitor la emisiunea din data de 26 august 2020, Revista Presei cu Adrian Simeon, adică cu subsemnatul, în care prezentatorul emisiunii a ridiculizat poziția ochelarilor mei, precum și discuția mea cu moderatorul emisiunii de la Independent TV, domnul Adrian Gulaș, dorim să facem următoarele precizări. Eu sufăr de un sindrom degenerativ, spondiloza anchilozantă, fiind încadrat în cod de handicap 1 cu deficiență funcțională gravă. Datorită acestei boli, coloana mea este deformată, iar poziția capului înclinată, fapt care face ca ochelarii să fie înclinați. La finalul emisiunii domnului Gula și eu fac afirmația, spune domnul Dumitrana, la cum arăți a fost bine, din care domnul Simeon înțelege că mă refer la aspectul fizic al domnului Adrian Gulaș. În fapt, domnul Gulaș era foarte răcit și afirmația mea s-a referit la acest aspect. De altfel, în continuarea discuției, eu și domnul Gulaș rememorăm o întâmplare similară de la o emisiune anterioară în care dânsul intrase de asemenea răcit. În încheiere, mulțumesc domnului Adrian Simeon și postului Capital TV pentru dreptul la replică acordat. Succes și obiectivitate în continuare, cu stimă, Alin Constantin Dumitrana. Acum aș putea să dau și eu un drept la dreptul la replică sau o replică la dreptul la replică și să-i spun domnului Dumitrana că niciun moment ridicularizarea poziției ochelarilor nu s-a referit la domnia sa. Era vorba strict despre faptul că am rămas surprins de ceea ce s-a discutat acolo și nici vis-a-vis de încadrarea domniei sale în vreun cod de handicap, subsemnatul necunoscând acest aspect. Bun, am făcut-o și pe asta, mergem mai departe cu Revista Presei. Știri pe surse. Știri pe surse ne dă un breaking de coduri galbene de caniculă urmată de furtuni puternice. ANM-ul a emis două avertizări de cod galben, prima de caniculă urmată de instabilitate atmosferică pentru data de 31 august în capitală și în 29 de județe ale țării din regiunile sudice, estice, local în cele vestice și pe arii restrânse în cele centrale. Disconfortul termic va fi accentuat și va fi caniculă. Indicele temperatură umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi de 33-36 de grade și izolat 37-38 de grade în lunca Dunării. Hai să vedem ce mai zic ziarele. Tot la știri pe surse. Taifunul Maisak se îndreaptă luni spre partea sudică a arhipelagului Nippon, iar meteorologii au avertizat cu privire la riscul producerii unui dezastru major în regiune. Transmite luni DPA conform agerpress.ro. Agenția Meteorologică Japoneză a avertizat că Maisak poate aduce valuri înalte, ploi torențiale și rafale violente de vânt, care au potențialul de a provoca un dezastru major în regiunea Okinawa. Bun, deci Japonia este în alertă maximă. Ce avem aici? Ordonanțe de urgență privind elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență, privind extinderea categoriilor de plăți care pot fi efectuate online sau privind programul de finanțare a Electric Cap, figurează pe ordinea de zi a ședinței de guvern de luni. Reuniunea executivului a fost programată să înceapă la ora 10 înainte de ședința comună a Parlamentului, în care va fi dezbătută și votată moțiunea de cenzură inițiată de PSD. Conform unui comunicat transmis de guvern, în ședința de luni ar putea fi analizat proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Acesta este documentul strategic al României care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții la nivel național pentru instituirea mecanismului de redresare și reziliență. Un alt proiect de ordonanță de urgență vizează finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii
și a domeniului Horeca pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, de producerea energiei electrice și a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice și electrice hibrid plug-in prin programul de finanțare Electric Up. Un alt proiect de ordonanță vizează extinderea categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul sistemului național electronic și așa mai departe. Vom vedea astăzi ce se va întâmpla și cu moțiunea de cenzură. Ia uite, un articol tot pe știri pe surse care zice așa: moțiunea de cenzură de azi pică și știm deja numele premierului României din 2021 înainte, a scris liberalul Ovidiu Raețchi pe contul său de Facebook. El a punctat că tot Ludovic Orban va fi viitorul premier al României. Numele premierului după moțiunea de cenzură de mâine, Ludovic Orban. Moțiunea, după cum arată toate simulările azi, pică. Ponta și Ciolacu dau deja vina unul pe celălalt. Oamenii lui Ponta anunță că nu votează, în timp ce reputatul doctor în drept acuză PSD de blat cu PNL. Vi se pare o opoziție unită și responsabilă, gata să preia frâiele țării, a mai scris Ovidiu Raețchi pe contul său de Facebook. Hai să mergem și la ziare.ro. Ce avem aici? În ultimele 24 de ore au fost 952 de cazuri noi de COVID, din 14.670 de teste efectuate. Alte 39 de persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus, în timp ce la terapie intensivă sunt internați 492 de pacienți. Până astăzi au fost confirmate pe teritoriul României 86.785 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 37.665 de pacienți au fost declarați vindecați și 10.785 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Articolul integral pe Digi24. Ia uite. Doamne, doamne. În țara modei, Italia, un român născut la Galați, dar cu origini în peninsulă, încearcă să răzbească cu o mică afacere deschisă într-un orășel din centrul țării. Acesta confecționează pantofi colorați cu vin, dar are planuri mult mai îndrăznețe. Românul italianul a povestit pentru Libertatea despre creațiile sale, plus câte ceva despre viața în pandemie în Italia. Articolul integral îl puteți găsi pe Libertatea. Încă un articol care spune că pe măsură ce copiii din toată Spania și Europa, inclusiv din România, încep să revină la școală, autoritățile spaniole i-ar putea pedepsi cu închisoare pe părinții care refuză dreptul la educație al odraslelor. Milioane de elevi se vor întoarce la școală începând de luni în Spania, dar există o problemă. Mulți părinți au declarat că nu își vor trimite copiii de teamă că ar putea lua coronavirus, scrie euroweeklynews.com. Părinții ar putea fi îndreptățiți cumva în condițiile în care unele școli proaspăt redeschise au fost închise de două ori după ce profesorii și elevii s-au infectat cu coronavirus. Mai multe informații și articolul complet pe Gândul. Așa. Parlamentarii PSD au primit duminică un mesaj de mobilizare din partea conducerii partidului, potrivit surselor Adevărul. Printre rânduri, liderul PSD, Marcel Ciolacu, recunoaște că moțiunea de cenzură ar putea să nu fie votată din lipsă de cvorum. PNL va face apel nominal înainte de vot, tocmai pentru a arăta că nu există cvorum de ședință, prezența a 233 de parlamentari. Dragi colegi și dragi colegi, mâine este o zi foarte importantă, asta era ieri, pentru noi ca partid, așa cum am spus, toți senatorii și deputații trebuie să fie prezenți la grupuri începând cu ora 13. Scenariul PNL este să ne împiedice să votăm, de aceea vor forța un apel nominal înainte de vot. Nu vă lăsați păcăliți și intimidați, bla bla bla. E mesajul trimis de conducerea PSD către parlamentari. Integral pe Adevărul. Hai să vedem ce avem și pe presă locală prin Hunedoara. Așa, dacă e ceva interesant sau nu. Nu prea. Cel puțin aici. Cât mai avem? Ia uite, ducem lipsă de știri lunea. Au stat cu minți oamenii în weekend, nu?
Așa. Mai nimic. Băi, ce cuminți ați fost voi în weekend. Hai să vedem dacă mai găsim ceva aici. Avem așa. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că autoritățile din Ungaria au acceptat menținerea în funcțiune a încă 4 puncte de trecere a frontierei, suplimentar față de cele 8 comunicate inițial pentru tranzitul cetățenilor români. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, ministrul Marcel Vela a avut astăzi o convorbire telefonică cu omologul ungar Sándor Pinter în contextul restricțiilor de circulație. În contextul restricțiilor de circulație, da. La propunerea părții ungare, părții române, Ungaria a acceptat menținerea în funcțiune a încă 4 puncte de trecere a frontierei, suplimentar față de cele 8 comunicate inițial. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, traficul internațional de marfă nu va fi restricționat. Acesta se va desfășura în aceleași condiții ca și până acum. Cei doi ministri au agreat și darea în funcțiune a noului punct de trecere a frontierei Borj 2, care va fi inaugurat în data de 4 septembrie 2020. Demnitarii au stabilit că la sfârșitul lunii septembrie să aibă o întrevedere în România pentru a discuta aspecte care țin de relațiile bilaterale dintre cele două ministere. Ia, hai să vedem aici. Tot la știri pe surse. Care spune așa, bursa zvonurilor, când mai costă un parlamentar în pragul moțiunii de cenzură. Înaintea unei moțiuni de cenzură, în Parlament au loc două tipuri de negocieri, cele între partidele politice și cele individuale, la bucată. La majoritatea unei moțiuni de cenzură se vorbește despre prețul corect, iar de această dată ar fi în jurul a 50.000 de euro. Calculele sunt destul de simple, prin această metodă sunt abordați parlamentari care nu vor mai prinde loc pe listele niciunui partid și care caută să-și scoată cheltuielile. Aceștia sunt așa ziși parlamentari, un om, o cartelă. Astfel se ia în calcul cât a investit în campania electorală care l-a adus în Parlament, se mai pune ceva peste și se ajunge la prețul corect. Astăzi, de la ora 14, va începe ședința în cadrul căreia se votează moțiunea de cenzură și vom vedea atunci câte capete a reușit să achiziționeze fiecare, mai spun cei de la știrpesurse.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt Adrian Simeon. Iată, ne-a ajuns și la finalul revistei Presei. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Fiți deștepți, că știți voi de cine geme lumea. Numai bine! We'll be right back.